133 de tablete pentru școlari cu acces la internet, precum și 64 de echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online, sunt la dispoziția elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială din Orlești, după lansarea unui proiect în valoare de 436.232 de lei. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. În contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2, proiectul intră în cea de-a patra lună de implementare din cele 7 prevăzute în contract.